Bună! Sunt doctorul Vladislav Diebnar și prin această rubrică îmi propun să înțelegem anumite afecțiuni medicale și să conștientizăm riscurile care pot apărea dacă nu sunt tratate la timp. Astăzi vorbim despre de ce apare sindromul de tunel carpian. Mecanismul prin care se produce sindromul de tunel carpian este reprezentat de ischemia nervului prin compresiune mecanică. Factorii genetici predispun unele persoane la sindrom de tunel carpian prin disproporția dintre diametrul canalului osteofibros, adică conținător, și cel al tendoanelor care trec prin acesta, conținut. Acesta explică apariția sindromului de tunel carpian, aparent fără cauzalitate. Anumite poziții de zi cu zi ale mâinii, exemplu folosirea tastaturii și a mouse-ului, sau folosirea excesivă a acesteia favorizează deseori apariția compresiunii. Printre bolile care pot determina apariția acestei patologii se numără diabetul zaharat, hipotiroidismul, amiloidoza, poliartrita reumatoidă, acromegalia, obezitatea și insuficiența renală cronică. În plus, consumul excesiv de alcool și fumatul pot cauza apariția sindromului de tunel carpian sau pot determina agravarea sa. De asemenea, sindromul de tunel carpian poate să apară după sau în timpul sarcinii. Traumatismele de mână și de antebraț, contuzii, luxații, fracturi, favorizează de asemenea sau chiar produc sindrom de tunel carpian. Ne revedem data viitoare, un nou episod din Sfatul Sănătos. Până atunci, dacă ai considerat această informație utilă, poți să o distribui și prietenilor tăi. Iar dacă vrei să găsești articole ajutătoare, poți accesa oricând site-ul besthetic.ro.